Deputatul Florin Roman, fostul lider al Național Liberalilor Hunedoreni, a precizat că speră ca, odată cu instalarea noii conduceri a filialei județene, a PNL, să dispară orgolile care au măcinat organizația și să se lucreze pe mai departe pentru binele și interesul partidului. Va fi greu, va fi greu, eu le doresc foarte mult succes, dar dacă nu vor face echipă și nu vor scoate la suprafață toate valorile, va fi foarte greu. Considerați că încă sunt orgolii mari aici? Sigur că da. Sunt și vor fi în continuare. Asta e construcția unor colegi. Dar sper să-și folosească aceste orgolii pentru binele partidului.